Niciodată nu m-am gândit și nu s-a întâmplat să învinovățești pe cineva care n-are niciun fel de misiune sau putere politică. Totul este politică și oamenii, unii buni, alții mai răi, dar niciodată nu poartă vreo vină. De reproșat, mi-am reproșat mie întotdeauna. Nu puteam vorbi despre lucrul acesta. Abia acum, când știu că am o altă destinație, având deja 77 de ani, s-a iubit această ocazie și mi-am zis, omule, cât ai fost elev, ai tăcut. Pe urmă, ai fost profesor la aceeași unitate unde ai fost elev. Am fost 10 ani profesor la liceul Eudoxiu Hurmuzache. Am avut colegi, o serie întreagă de profesori de istorie, cu care nu puteam să discut problemele de istorie, de adevăr istorie. Nu discuta nimeni. Zic, acum să spun doar ce mi s-a întâmplat și poate că, într-un fel sau altul, ajunge la cine trebuie să-i crească pe copii în a afla adevărul și a-l comenta singur. E timpul și de asta am făcut noi aceste eforturi memoriale pentru a pune plăci memoriale în gări, vorbind public, organizând conferințe despre asta, e timpul să aducem învățământul din România, discursul public la nivelul cunoștințelor care le avem astăzi în documente. Avem, spre deosebire de acum 20 de ani sau 30, avem la dispoziție milioane de pagini de documente, specialiști formați care vorbesc despre asta, iată martori în viață care mai pot depune mărturie și e timpul să ne facem că, să nu ne mai facem că nu știm despre ce s-a întâmplat.